Marea zi a ispășirii pentru cei vii. Fapt sau ficțiune? Teologia adventistă spune că este ficțiune. Voci din biserică au spus mereu și spun în continuare că este fapt. Primii spun că ea este o nuntă mistică, ceilalți că este scopul etern al lui Dumnezeu, fără de care nu este posibilă venirea lui Hristos. Cum este? Încep și de data aceasta abordarea acestui subiect și aceste întrebări cu lecția istoriei. Este puternic ancorată în realitate că totdeauna, în fiecare generație, a existat o narațiune oficială eronată și o narațiune alternativă, minoritară, oameni trimiși de Dumnezeu care să ajute poporul să înțeleagă care este adevărul pentru timpul lor. Și că noi astăzi am îmbrățișat și predicăm din oameni care au fost în vremea lor puternic contestați, acuzați, întemnițați și chiar omorâți. Cu această înțelegere a lucrurilor, abordăm și acest punct pe care îl discutăm astăzi cu privire la istoria oficială și la istoria alternativă. Ce este cu Marea Zia Ispășirii? în poporul nostru, în ultimul timp, a fost complet evitat acest subiect. Se recunoaște oficial, pentru că este unul din punctele fundamentale și deci nu poate fi închis complet dialogul, se recunoaște că Hristos este mare nostru preot și că face în cer ceva. Dar acest ceva este mai mult așa de a prelua păcatele poporului și mărturisirea poporului și a le duce în fața Tatălui, spunând Tată, sângele meu, sângele meu, și Dumnezeu, când vede sângele Fiului, iartă pe păcătos. Fără să se țină cont de faptul că aceasta era opera Marelui Preot sau a Preotului din sanctuar în fiecare zi din an, nu la Mare Ziua Ispășirii. Atunci, preotul opera sau oficia acest transfer de mărturisire și vină de la păcătos la Sfânta Sfintelor unde se presupunea că era șechina, adică prezența Tatălui, a lui Dumnezeu. Dar, bun, chiar și așa, subiectul a fost și este complet evitat în zilele noastre. Nu mai este considerat esențial și important pentru practica și credința generației prezente este lăsat acolo ca o moștenire așa, a generațiilor trecute. E bine să ne amintim că ei de acolo au plecat, au înțeles sanctuarul, au înțeles cele 2300 de seri și dimineți și au luat în serios declarația că Sfântul Locaș va fi curățit, mm. dar nu are prea mare valoare pentru noi astăzi. Poziția oficială este aceasta în acest moment, că noi suntem acceptați prin credință în sângele Lui Hristos, și că în toată această perioadă până la revenirea Domnului Hristos nu se întâmplă nimic special? Suntem acceptați prin credință și, da, se dezvoltă devoțiunea noastră pentru El, se dezvoltă capacitatea de înțelegere, capacitatea de empatie cu suferințele lui Hristos, capacitatea de întreajutorare între semeni, capacitatea de comunicare cu societatea, de participare la treburile societății din punctul de vedere creștin, că noi avem o contribuție de a adus oamenirii, de, de salvarea a oamenilor loviți de cataclisme, nu se întâmplă nimic până la revenirea Lui Hristos. Cu puțin înainte de revenire, cu o zi sau două poate, are loc ceea ce se numește glorificare și atunci se schimbă lucrurile. Cu trupul nostru, cu mintea noastră, cu ființa noastră. Din acel moment se poate spune: Noi nu mai păcătuim, noi nu mai greșim. Și acesta este un moment ales de Dumnezeu. Da. Fără ca noi să știm când se va Da. După. Și care nu este declanșat de noi. Nu putem face nimic da. ca să-l propunem. Se anunță ziua și ceasul venirii Domnului Hristos, morții sunt înviați, cei care sunt în morminte. Și în acel moment noi suntem schimbați într-o clipă, într-o fracțiune de secundă. Deci și recunosc că există o schimbare dramatică, nu numai cu mintea umană, ci și cu trupul umanesc, într-o singură secundă la glorificare. Dar nu cred că acest lucru se poate întâmpla înainte de acest moment la ceea ce noi numim Marezia Ispășirii și că se poate face așa dintr-o dată, într-o clipeală, cum, cum se face glorificarea. Noi contrazicem, combatem și dezavuăm această viziune despre Marea Zia Ispășirii și nu tamielului. Noi credem că Marea Zia Ispășirii este un moment unic în istoria poporului Lui Dumnezeu cu generația în viață, pentru că este adevărat că Marea Zia Ispășirii a început în 1844. Deci nu e o invenție recentă, locală, pentru generația în viață. Dar a început cu cei morți. Ea n-a trecut niciodată la cei vii, la generația în viață. Ei, noi asta așteptăm. Și asta credem că se va întâmpla. Odată cu tot poporul, pentru cei care au acceptat prezența la această mare ceremonie, marele nostru preot, printr-un cuvânt creator, el zice ce se face, poruncește, se poruncește ea ființă, rescrie legea în mintea și inima noastră. De aceea vei găsi în limbajul profeților totdeauna expresia folosită la viitor: Ieremia, voi scrie legea mea deodată va intra în templul său, solul legământului. Toate-s la viitor. da? Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul când voi fi sfințit în voi sub ochii lor. Într-o singură zi. Da? Deci nu sunt lucruri care s-au întâmplat atunci când le-au scris provergii. Nu era experiența poporului acelei vrebi. De aceea pe, pe noi asta ne face să credem că sistemul ceremonial a avut un scop precis și trebuia înțeles ceva din el și anume că în toată perioada existenței mari controverse, Dumnezeu acceptă mărturisirea păcatelor și ne eliberează de vina mortală care zace asupra noastră. Dar că vine o zi, la sfârșitul anului, când aceste păcate sunt îndepărtate din tabără și așezate pe capul lui Azazel. Ori până acum niciun păcat n-a fost așezat pe capul lui Azazel. Azazel e în tabără, bine mersi și se simte bine aici. Asta este credința noastră despre Marea zi a Ispășirii, care metaforic este numită în scriptură Nunta Mierului. Și apoi are și mare legătură cu revărsarea ploii târzii, pe care Biserica o așteaptă de atâta timp și pentru care ne rugăm, dar care nu a venit încă. Da, exact. Și ea este tot în viitor, pentru că privește o acțiune care afectează tot poporul într-o singură zi. Mm. Nu este o chestiune de eu primesc astăzi, tu primești mâine, celălalt primește poi mâine. Nu, este o operațiune care se desfășoară într-un singur moment pentru tot poporul lui Dumnezeu care a crezut și a acceptat această nuntă. Pentru că marea majoritate cred în continuare versiunea oficială, publică, noi o numim narațiunea, care este aproape propagandă. Iar noi susținem versiunea alternativă care spune că nunta mielului este o realitate profundă și serioasă, Lucru care a împiedicat până acum încheierea marii controverse, revenirea lui Hristos și sfârșitul tuturor lucrurilor. Și dovezile din proroci, din punctul meu de vedere, sunt zdrobitoare. Deci, ei doar pentru asta au militat și despre asta au vorbit. Și chiar despre ei se spune că ei căutau cu mare seriozitate să înțeleagă ce vremuri și ce acțiune avea în vedere Duhul Sfânt care vorbea prin ei că ei nu înțelegeau și așteptau ceva deosebit și special să se întâmple, adică să se pună capă nebuniei de pe planeta Pământ. Și totuși vedeau că nu se întâmplă și că nu s-a întâmplat cu părinții lor și că nu se întâmplă cu ei. Noi astăzi recunoaștem că noi a avut dreptate când a spus că lumina aceasta Solingerului al III-lea care este în dezvoltare va fi văzută ca ceva foarte periculos în acest popor și respinsă categoric. Și suntem uluiți și consternați să constatăm că cei mai mari împotrivitori sunt cei care trebuiau să prezinte, să susțină și să propage de la învoane aceste raze prețioase de lumină pe care Dumnezeu le-a trimis. Și să clarific ceva: dacă ar fi să luăm evenimentele secvențial. Primul ar fi strigarea de la miezul nopții, nu? Care este fix solia angelului al treilea, care în momentul nu este acceptată, care ar declanșa revărsarea ploii târzii, care ar declanșa marea zi a ispășirii. Deci, practic, suntem blocați la primul pas acum. Da. Da, adevărat. Și împotrivirea tocmai vine de la cine nu te așteptai. Asta este da. tragic. Și asta nu este o trăsătură de caracter a ultimei generații, că se cramponează de metafore și nu vede ce în spatele lor. Asta a fost o tragedie a fiecarei generații, de la Adam încoace. Noi am preferat să ne prindem de lucrurile începătoare ale credinței, să le facem sacramente, să-i obligăm pe oameni să le respecte, propunându-le și promițându-le astfel că vor fi mântuiți. Ori, toate lucrurile acestea, sfaturile bune care ne-au fost date, sunt importante, sunt valoroase, dar nu contribuie cu nimic la ieșirea din groapa păcatului în care noi am căzut. Din această groapă nu se iese decât prin secvența aceasta de operațiuni creatoare, care nu depinde de om. Voi scoate din voi inima de piatră, voi pune o inimă de carne, în această inimă de carne voi pune legea mea, Duhul meu și vă voi face să păziți poruncile mele. E Asta este tragedia rasei umane și a generației prezente, în special. Nu reușim să vedem magistrala realizarea lui Dumnezeu în Marea Zia Ispășirii pentru cei vii și astfel dinamităm tot proiectul și scopul lui Dumnezeu cu poporul său de pe planeta Pământ, cu poziția sa din marele proces care se desfășoară acum și cu rezultatele devastatoare pentru oamenii de pe planeta Pământ și, bineînțeles, pentru satana și îngerii lui că vor duce la, la dez, dezastre și, și amenințări teribile pentru locuitorii planetei Pământ, care își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe Pământ. Noi putem să grăbim și să ușurăm teribil suferința umană acceptând invitația lui Dumnezeu. Totul este gata. Poftiți la lor.